iubitor al muntelui. Da. Păi faceți 200 de kilometri până aici. Da, 250? Copii. Pentru copii. Ce părere aveți în felul care arată? Dezastru. Eu chiar ziceam la copii că eu am stat în hotelul ăla când eram de vârsta lor. Da, asta e. E foarte urât ce, ce vedem. Din nefericire, asta e. Păcat că s-au distrus în halul ăsta și nimeni nu face nimic. Da, chiar păcat. Că asta vorbeam, că e foarte și trist. Sunt vandalizate și doar pentru distracția unor dobitoci, îndobitociți, pot să zic. Pentru că nu înțeleg care este distracția, să distrugi. Lucru fără stăpân. Lumea era și când eram mici și atât de frumos era și acum cum arată, așa se ridică părul pe mine de... Îmi dau lacrimile. Frumos, dar cum vi se pare? Jalnic. Când ați fost ultima oară? Acum 4 ani. Și cum era? Era un pic distrus primăvara după îngheț, dar se asfalta. Acum? 4, 5 ani, 10, 20. Se înțeleg era că altceva. Drumul ăsta a distrus muntele de fapt. Nu numai. Mai cum vi se pare? Cum arată semenicul? La OJT, vândut Cozna, semenicul, Netea, absolut tot. Din asta păcate e o paragină, da. Da. De fapt, asta e imaginea întregii țări. Noroc cu brindușile, atât a mai rămas atâta frumos mai pe munte. Rămas, da, din păcate. Peisajul este de vis, aerul este extraordinar, dar din păcate nu prea ce vedea. Da, din păcate da, îmi pare rău și n-aș vrea să, sper să nu se supere nimeni că spun totuși un adevăr. Eu, la ce s-a întâmplat anul ăsta cu pandemia asta, dacă aceste hoteluri erau deschise, vă dau un scris că ele erau ocupate la maxim. Ceau, Amir! Câte locuri de cazare ofereau înainte? Din păcate știu, erau vreo 1000 de locuri de cazare. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, văd că și drumul nu s-a prea lucrat la el. Drumul, da, dar aș vrea să cred că cu venirea noului președinte al Consiliului Județean, Palu, sper, împreună cu primarul Reșiței, cu primarul Văliugului, sper să pună mână de la mână și să reușească să facă acest drum, că este un drum județean. Și în momentul când acest drum va fi făcut, cu cel puțin 50% va crește capacitatea de a turiștilor. Stai să mă calc o careva și aruncă în parbriz de numai. Dacă nu se dă nimeni jos, să o ia. Da. Mare de cap. Ii. E niște urzici, aș mânca.
tot drumul la fel. Vorbiți bine românește. Nu, nimic, foarte bine, vorbiți foarte bine. Okay. De unde sunteți? Din Arad. De la Arad. Da. Ați mai fost pe Semeni? Nu, e prima oară. Și cum vi se pare că arată muntele? Muntele sunt frumoase, Semeni nu e atât de frumos. Din păcate. Așa este. Arată, deci eu am venit, eu sunt reșteancă. Veneam pe munte totdeauna, era frumos, acum este. Drumul, în primul rând, este groaznic. Dacă această zonă se dezvolta, turismul, păcat că nu s-a investit. Am zis, poate nouul va face drumul ăsta, că ar fi păcat, ar veni timișoreni, arădeni și reșiteni ar veni. Dar am fost și am văzut ruinele alea de hoteluri, care pe vremea lui Ceaușescu veneam și mă cazam acolo pe o noapte, sau dacă vreau să rămân de azi pentru mâine. Foarte frumos a fost și acum este un dezastru. Păcat. Păcat de aerul, de climă și de zonă și la noi nu se face nimic. Nu s-a făcut și din contră s-a distrus tot și ce a fost făcut. Este trist. Foarte rău. Se puteam și mai bine. Aici. Mulțumim prefecturii că e o afaceri pe Muntele Mică. Dacă aveau aici, poate îl făceau. Consiliul Județean. Da, da, da. Până la Vâliogă e super ok. Și aici? Și aici, întâi, a doua și ajungem. Mai venit? Noi da. Dacă se repare drumul, da. Te repare drumul până aici? Nasol. Urât. Cum vi se pare muntele? El e frumos, dar... Drumul dezamăgește mult. Ați văzut cum arată ruinele? Da. Drumul e urât de tot. Mulțumesc frumos! Toți s-a înviat. Adevărat. Vă că vă uitați amilă goală. Da, așa e. Cum arăt? Foarte rău. Știți ce înainte pe vremurile bune cum arătau? Am mai fost și atunci, da. Care e diferent? Păi nu se vede. Guvernanța ăștia așa știu. Ei sunt vina pentru tot. Așa e. Cum vi se pare, doamne? Vă uitați paguba, amilă. Ar fi frumos. Chiar am zis așa ca și construcție.
când a fost nouă, cred că arăta super, dar acum, nu, mai groaznic. Da, mă.
mai rămas câteva exacte. Uite una mai, uite una. Uite. Asta din cât este? Sau când a funcționat ultima dată? Oh.